Deschideți împreună cu mine scriptura la Evanghelia după Matei, capitolul 1, citim de la versetul 18, pagina biblică 923. Evanghelia după Matei, capitolul 1, citesc de la versetul 18, pagina biblică 923. Iar nașterea lui Isus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea așa pus de gând să o lase pe ascuns. Dar, pe când se gândea el aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosif, fiul lui David, nu te teme să-i la tine pe Maria, nevastăta, ta că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise Îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce i-a născut un fiu și el a pus numele Iisus, Amin. Vă rog să vă Te-ai gândit vreodată de ce s-a născut Isus Hristos? Dacă da, care au fost răspunsurile pe care ți le-ai dat la această întrebare atât de importantă de ce s-a născut Isus Hristos? În această dimineață am pentru tine un cuvânt din partea lui Dumnezeu și mesajul acesta l-am intitulat De ce s-a născut Isus? De ce s-a născut Isus? Îți propun în această dimineață de sărbătoare, de ajun, de Crăciun, trei răspunsuri la această întrebare De ce s-a născut Isus? Și mă rog să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne deschide minima pentru cuvânt și acest cuvânt pe care îl voi rosti să aducă înnoire spirituală pentru fiecare dintre noi. Așadar, de ce s-a născut Isus? În primul rând, pentru ca să ne elibereze din robia păcatului. În primul rând, Isus Hristos s-a născut ca să ne elibereze din robia păcatului. Probabil cei mai mulți dintre noi nu am recunoscut niciodată că am fost robi. Probabil cei mai mulți dintre noi, chiar dacă avem anumite slăbiciuni și dependențe, nu admitem faptul că suntem dependenți de anumite vicii și păcate, că avem anumite forme de robie. Robia niciuna dintre noi nu ne place și nu ne place să ne admitem slăbiciunile. De fapt, ați admite slăbiciunile în societatea contemporană este o chestiune care nu este la modă, nu se prea face. însă scriptura ne spune că fiecare dintre noi suntem robii lucrurilor de care suntem biruiți. Și mă rog în această dimineață să înțelegem că Iisus Hristos a lăsat cerul și gloria, s-a născut în estele Betlemului pentru tine și pentru mine, tocmai ca să ne elibereze din robia păcatului, pentru că Scriptura are dreptate. Fiecare om este robul lucrului de care este biruit. Ca să ilustrez lucrul acesta, am să mă folosesc de un exemplu care se petrece la ora actuală în Africa. Oamenii aceia care sunt mai puțin civilizați au o metodă foarte interesantă de a prinde mai multe. Și se spune că iau câte un borcan, leagă borcanul cu o sfoară și în borcanul respectiv bag o lună. Mai mulți care vede luna în borcanul respectiv își bagă mânuța ei și vrea să scoată luna. Numai că nu poate să scoată mânuța ei sau laba ei decât dacă lasă luna respectivă din labă. Dar nu face lucrul acesta. Preferă efectiv să fie prinsă pentru că nu lasă luna din mână. Pe de o parte, ai spune că este liberă. Oricând ar putea să lase luna respectivă și să fugă în pădure. Pe de altă parte, este robită tocmai de pasiunea ei pentru aluna respectivă. Tot astfel este cu fiecare om. Fiecare om are impresia că este liber. Este liber să facă ce vrea el. Este liber să se ducă oriunde vrea el. Este liber să se poarte cum vrea el. Dar această libertate, dacă este greșit, gestionată, devine o dependență de care efectiv nu poți să scapi. Iubiți mei, Biblia ne spune în această dimineață că Iisus Hristos a născut într-o familie deosebită. Acum, potrivit istoricilor, Maria avea undeva la 14 ani, Iosif avea undeva la 18-20 de ani. Erau oameni credincioși și unul și celălalt. Erau oameni cu frică de Dumnezeu. Textul nostru din Matei ne face vorbire despre Iosif. Și ne spune că Iosif este din familia regală a lui David, familie din care avea să se nască Hristos. Luca ne face vorbire despre familia Mariei. Însă și un evanghelist și celălalt, atât Matei cât și Luca, ne prezintă spiritualitatea celor doi, că sunt oameni deosebiți, oameni plăcuți lui Dumnezeu. Și Hristos, interesant, se naște în această lume, tocmai prin această familie. Iosif constată faptul că logotnica lui este însărcinată. În vremea respectivă, în Israel, logotna ținea cam un an de zile. În momentul în care doi tine se logodeau, erau socotiți soț și soție. Nunta avea două părți, prima parte logotna, apoi pauză de un an de zile în care îți pregăteai casa, în care locuia, făceai toate procedurile de nuntă, și apoi venea consumarea nunții când mirele venea după să și o ducea la el acasă și erau în toată regula soț și soție. Ei, ei sunt logodiți și așteaptă momentul în care Maria să fie dusă acasă la Iosif, în casa și în familia lui Iosif. Și acum se întâmplă ceva foarte interesant când purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, Gavril, îi spune Mariei că o să rămână însărcinată și va naște un copil, un mântuitor, un salvator. Maria spune, Scriptura niciuna, una, nici alta nu se duce la Iosif, logodnicul ei, se spune, uite Iosife, ce descoperire am avut. A venit la mine un înger să-mi spună că voi rămâne însărcinată și prin mine se va naște Mesia cel făgăduit. Și Maria la vârsta ei este destul de copilăroasă și spune Scriptura că se duce exact la mătușe sau la vară sa, se duce la Elisabeta, nevastă de mare de, preo, de mare om al lui Dumnezeu, care sluja în templul lui Dumnezeu, mama lui Ioan Botezătorul. Cu alte cuvinte, Isus și Ioan Botezătorul erau rudenii. Se pare că și Maria era tot dintr-o familie preoțească. Iosif era din familia lui David, și în Israel când te căsătoreai, intrai în seminția sau în familia bărbatului tău. Și interesant, Maria, la vârsta respectivă, în loc să-i spună Iosif, uite ce mi s-a arătat din partea lui Dumnezeu, voi rămâne însărcinată și îl voi naște pe Mesia, cel făgădui și așteptat în lume. Maria spune Scriptura, se duce și trei luni de zile stă cu Elisabeta. Trei luni de zile. După trei luni de zile se întoarce acasă. Și Iosif, logodnicul ei, ce să vezi, constată că este însărcinată. Acum eu m-am gândit că prima care o fi văzut că este însărcinată o fi fost soacră sa. De regulă bărbații nu văd așa de multe. Zice că o descoperit. Probabil eu fi spus mama lui Iosif, măi Iosif, tu nu vezi că Maria e gravidă. Mama zice, n-am văzut. Nu uită-te mai bine. Și la un moment dat zice Scriptura, a descoperit Iosif că este însărcinată și se gândea pe deascunsul, adică să nu o facă de rușine. Ăsta era și om pocăit, om neprihănit, dar era și un băiat extraordinar, domnule, să nu-i fac rușine. E adevărat, trebuia omorâtă cu pietre sau din familie preoțească, mai mult trebuia arsă în foc, pentru că la a timp în sub. Dar zice, eu iubesc pe Maria, hai să nu-i fac nici cazul acesta, dar o las pe deascunsul. Adică fac apel la Deuteronom, capitolul 24, care face vorbire despre cartea de despărțire. Îi dau o carte de despărțire, niciun motiv, am eu ceva ce nu-mi place la ea și Dumnezeu cu mila. Apoi facă Dumnezeu ce-a vrea cu ea. Și se gândește el cum să, rezolve cât mai elegant relația aceasta, cumva nici să nu-și asume prun cu altuia că nu se cade, dar în același timp nici să nu o facă de rușine sau să o aducă pe Maria în situația în care să fie omorâtă cu pietre sau chiar arsă în foc. Și el se gândește ce să facă. Și tot gândindu-se, tot gândindu-se, adorme cu aceste gânduri în minte. Și în timp ce el doarme de numai, numai gândindu-se la această chestiune, are un vis. Un înger vine și spune Iosif e fiul lui David. Adică îi aduce aminte, tu ești din familia lui David, din seminția lui David. Asta înseamnă că tu ești numai potrivit ca prin tine să se nască cel făgăduit. Da? În familia ta să vină cel făgăduit, pentru că Maria, chiar că este din familia lui Levi, căsătorindu-se cu tine, intră în familia lui David. Deci tu ești numai bine, ești un candidat potrivit perfect la a-l primi pe Mesia cel făgăduit. Și înțelege Iosif lucrul acesta și spune, să nu-ți fie frică să iei la tine pe nevastă ta, locotnică ta, că ce s-a zămislit în ea nu este de la un bărbat oarecare, ci este de la Duhul Sfânt. Nu explică detaliile, pentru că este o chestiune tainică pe care noi nu putem pricepe, o acceptăm doar prin credință pe baza Scripturilor, dar cert este faptul că Îngerul îi spune să nu-ți fie frică să o iei, să o iei de nevastă, ia va naște un fiu și îi vei pune numele Isus. Și aici este foarte important, pentru că El va mântui pe poporul tău și pe poporul său de păcatele sale. Acum, pentru evrei era absolut normal să vină un mântuitor. Dar știți ce fel de mântuitor aveau ei nevoie? Un mântuitor politic. Un mântuitor social. Un mântuitor care să scape de autoritatea romană. Um... Marcus Aurelius a fost un împărat care a domnit peste romani. Cezar a domnit peste romani. Dar unul dintre împărații care a domnit peste, peste evrei și a fost și împărat al Romei a fost tocmai Augustus. Și Augustus a fost un om care a păsat destul de puternic peste poporul evreu. Și aștepta un momentul respectiv, era Augustus împărat la Roma și împărat peste poporul Israel. Și așteptau eliberare de soldații romani. Soldații romani când îi prindeau pe stradă, le luau mâncarea, cumpărăturile, dacă vreun dintre ei avea câte o povară de dus, le-o punea în spate, trebuia să-și lase ei treburile lor și să care greutățile romanilor, era greu, Birul taxe și mai departe și spuneau ei, avem nevoie de un mântuitor. Un mântuitor care să ne scape de Augustus, de Cezar Augustus. Un mântuitor care să ne scape de soldații romani. Să nu-i mai vedem pe aici pe stradă, să plece în țara lor, domne, să plece în altă parte. Dar îngerul vine și spune, el va fi un mântuitor, e mântuitorul cel așteptat, dar ascultă-mă Iosif, nu-i vorba despre un mântuitor politic, administrativ, social. El nu vine să vă dea pâine, nu știu, căzând din cer ca moise, mană, măcar că voi vă așteptați la aceasta. El nu are de-a face cu alungarea romanilor, cu executarea romanilor, el are de-a face cu altceva, așa nume, cu păcatul. El vă va mântui de păcatele voastre. Ce înseamnă a te de păcatele tale? Înseamnă a-ți ierta vinovăția, să nu mai ai mustră de conștiință, să nu mai ai să-ți plătești propriile păcate că le-a plătit Hristos, dar în același timp înseamnă să nu mai trăiești sub autoritatea păcatului, să nu mai fii robul păcatului. Aseară când a nins așa de frumos împreună cu soția și copiii, am mers puțin să se bucure de zăpadă. Și în timp ce mergeam să ne plimbăm cu pruncii să se bucure de zăpadă, era un om mor de beat. Atât de beat era, încă nu putea să meargă decât câțiva pași, că dea, dădea cu fața de asfalt, tot tată era vânăt bietul pe față. Mergea bani într-o parte, bani cealaltă. Și am stat și m-am gândit, domnule, dacă l-ai întrebat, e libertate să bei? El ar spune, da, sunt liber să beau, sunt liber chiar să mă îmbat. Și eu pun următoarea întrebare, ce libertate ai, măi, omule? Când te îmbeți și cazi, te faci de tot râsul? Te lovești, te umpli de sânge, te duci acasă la nevastă, te alcoolic, nebunit de alcool și începi să -ți ții pe ea și începi să-ți uh, bați copiii, să-i umilești. Ce libertate este aceasta? Dar diavolul vine și ne spune, asta este libertate dacă vrei să-ți înșel, să -ți înșel soția sau soțul, că e libertate și apoi e dependență. Diavolul vine și spune, auzi, paharul este absolut normal și nu mai vezi cum pahar aduce alt pahar și este dependență. Jocul de noroc e o altă dependență foarte puternică. Să-mi joc banii la jocuri de noroc, că o să câștig foarte mulți bani și mă simt foarte bine. N-am să uit niciodată pe un frate care îmi spunea că a plecat în Germania să-și cumpere mașină. Și frate Dan zice, când am ajuns în Germania, am trecut pe lângă un cazinou. Aveam la mine 16.000 de euro. Și când am văzut cazino, am zis, ce-ar fi să joc puțin? Să-mi pot cumpăra o mașină mai specială, să-i fac o surpriză la nevastă mea când vin acasă, să nu vin cu o mașină de 16.000, să vină cu 30.000. Măi frate zice și m-am dus și am zis că nu bag decât 500, maxim 1.000 de euro la jocuri. 500 i-am pierdut. Mi-a crescut adrenalina, zice. Am băgat o mie, i-am pierdut. Am zis, mai bag o că tot cât e 500, -o mie, zice, frate, până am pierdut tot. Și imaginează m-am dus să-mi cumpăr mașină și am venit acasă cu buzunarele goale, fără niciun leu și nici mașină cumpărată. Am găsit-o tot felul de motive să mă scuz la nevastă, mai că mă șefui nu știu cine, dar mi-o crăpat o brazu de rușine, ce om de doi lei sunt. Domne, le, banii aceia pe care am stâns cu greu ca și familie, să ne luăm o mașină, m-am dus și am băgat în câteva minute, i-am pierdut pe toți la jocuri și știți ce îmi spunea el? Frate, dar Domnul m-a iertat, Domnul m-a eliberat. Dar te rog să mă crezi, când am momente de criză economică, îmi vine din nou în minte gândul acela, ce-ar fi să mai joci odată? Tu vezi că nu-ți ajung banii, tu vezi că nu-ți ajunge salariul, ce-ar fi să mai joci? Dar nu o sumă mică, am uite, ai pocăit, te-ai lăsat, gata, Domnul te-a eliberat. Tu nu o să joci ca și altă dată, să joci toți banii de mașină, să rămâi acasă fără niciun leu. Nu. Dar ce ar fi să bași 2-3 lei? Că Domnul e bun și Domnul îți dă biruință. Și frate, de multe ori mă lupt cu această ispită să bag, să pariez. Pariază unul în stânga, în dreapta. Eu am avut această manie. Și acum zicem, vine din nou în minte păcatele mele de altă dată, slăbiciunile mele de altă dată. Și în timp ce îmi spunea lucrul acesta, mi-am adus aminte de Samson. Știți care a fost slăbiciunea lui Samson? Filistencele. Păi la 18-20 de ani a avut această slăbiciune filistencele. S-o Samson, 20 de ani mai târziu slăbiciunea revine pe tapet. Știți care este din nou slăbiciunea lui la 40 de ani? Tot filistencele. Pentru că păcatele din tinerețe, păcatele de altă dată, din nou și din nou te asaltează, din nou și din nou bat la ușa inimii tale, indiferent cine ești. Că ești bărbat, că ești femeie, că ești tânăr, că ești în vârstă. Niciunul dintre noi, până nu plecăm în veșnicie, nu suntem liberi de toate influențele satanei. Iubiți mei, Hristos s-a născut ca să ne libereze din robia păcatului, să ne ierte păcatele, pentru că a venit să fie mântuitorul nostru care să ne ierte toate păcatele, să nu mai fim vinovați pentru păcatele trecutului nostru, să avem conștiința curată, să nu mai avem stare de vinovăție, să fim convinși Iisus Hristos ne-a iertat. Sunt oameni care spun că trebuie să-ți plătești tu plata păcatelor. Mai ai făcut nu știu ce, trebuie să dai niște bani să speli păcatele. Trebuie să faci nu știu câte rugăciuni să speli păcatele. Unul singur poate ierta păcatele. Și acela este Isus Hristos, slăvit să fie numele. S-a născut în Ieslea Betleemului tocmai ca să-ți ierte păcatele. Dar nu doar să-ți ierte păcatele, să te elibereze din robia păcatului. Să nu mai existe niciun viciu, nicio patimă, nicio dependență care să te stăpânească să fii tu stăpân pe viața ta și mai presus de toate să lași pe Hristos să fie stăpânul vieții tale. Nu minciuna, nu bârfa, nu invidia, nu răutatea, nu egoismul, nu imoralitatea, nu țigara, nu alcoolul, nu răutățile acestei lumi, Hristos să fie stăpân la tine acasă. Și te asigur de un lucru. Când Iisus Hristos este stăpân la tine acasă, este stăpân la mine acasă, căsnicia noastră va fi una binecuvântată. Vom avea pacea lui Dumnezeu în viața noastră. Întreabă-te în această dimineață, oare cumva, când stai în prezența lui Dumnezeu, mai sunt anumite dependențe în viața ta? Mai sunt anumite robii în viața ta? Mai sunt anumite păcate care nu te lasă să te bucuri de Domnul și de mântuirea Lui? Iubiții mei, păcatele întotdeauna, păcatele din trecut vor reveni pe tapet. Și dacă nu suntem vigilenți, riscăm să ne compromitem spiritual. Hristos a născut ca să ne libereze din robia păcatului. Niciun păcat să nu-ți mai poată fi imputat. Și niciun păcat să nu mai stăpânească viața ta. Să fii un om liber, dar să trăiești frumos pentru Dumnezeu. Libertatea este folosită de unii ca să se îndepărteze de Dumnezeu. Să devină dependenți de vicii și patim. Crezând că în felul acesta este de libertate. Noi să ne folosim libertatea într-un mod înțelept. Și anume să ne apropiem de Dumnezeu și să fim oameni aceia care să trăim frumos în familie noastre, în societate profesional, din toate punctele de vedere. De ce s-a născut Isus? În primul rând, ca să ne elibereze, ca să ne elibereze de robia păcatului. În al doilea rând, pentru ca Dumnezeu să ne devină accesibil. Isus Hristos a născut pentru ca Dumnezeu să ne devină accesibil. Până la Isus Hristos, Dumnezeu nu a fost accesibil. A fost accesibil doar pentru niște persoane speciale pentru anumiți proroci, pentru anumiți împărați, pentru anumiți judecători. Dar odată ce Iisus Hristos, Domnul, s-a născut în Iesle Betelemului, Hristos este accesibil fiecare dintre noi. În timp ce meditam la lucrul acesta, mi-am adus aminte că am discutat cu un frate care era tare necăjit că i s o tăiat din pensie. Vă aduceți aminte criza aceea economică de după 2008 și atunci la un moment dat s-o din pensie. Nu știu că s-o tăia 25-30% și om era tare necăjit că i s-o din pensie. Președintele din momentul respectiv, ca să-și recâștige popularitatea, făcea băi de mulțime piși pe colo. Și îmi povestește, frate, zice, am vrut să mă întâlnesc cu președintele să-i spun de ce mi-o tăia pensia și să-mi dea înapoi banii, că banii mei munciți. Și zic că ce ai făcut, frate? Zice, am m-am dus unde am știut că e președintele la o anumită manifestare publică și am vrut să stau de vorbă cu el foarte elegant, fără să jignesc. Dar zic, să zic, domn președinte, dumneavoastră mi-a pensie, pensia. De ce mi-a stăia pensia? E dreptul meu, dați procentele. Că e munca mea. Și zice, m-am dus hotărât să stau de vorbă cu președintele, într-un mod elegant, fără scandal, fără nimic, să-i spun, domn președinte, nu-i bine ce ați făcut, vă rog să-mi dați înapoi din pensie. Și zic eu, nu au și vorbirăți. Zice, frate, n-am apucat să vorbesc cu președintele. Când m-am apropiat de el toți, Badi Garzea din jurul lui se pe tot să zice, s-au băgat în fața mea. Dar am zis, mă, vreau să-i pun o întrebare, domnul președinte, ce are cu pensia mea? Zice, acum nu-i momentul, zice, nu-i momentul. Și frate, zice, am rămas cu întrebarea mea pe care voiam să o adresez președintelui, el nu -a, a avut timp de mine, el avea treabă cu treburile lui. Zice, n-am avut acces la președinte. Și stau să mă gândesc că nu de puțin ori ne trece prin minte gândul acesta. Dom'le, dacă n-ai acces la un președinte, la un primar, la o personalitate importantă, o să ai tu acces la Dumnezeu? Care dintre noi nu am fost frământați de acest gând? Mă, te rogi, dar tu chiar crezi că Dumnezeul acesta, toate țiitor, care le ține pe toate în mâna Lui, care a creat totul, și-a plecat el urechea să te aude pe tine? Adică hai să fim cinstiți, ăsta care, Dumnezeul acesta care conduce Universul, și Universul acesta este așa de mare, nu spun infinit, că numai Dumnezeu este infinit, dar este imens, dincolo de capacitatea noastră de a înțelege și de a percepe lucrurile. Ei, Dumnezeul acesta, când te rogi tu, în apartamentul sau în casa ta, în mașina ta, în salonul de spital, într-o situație delicată, sau nu știu, când ești în călătorie cu avionul sau cu trenul, sau știu eu, ești la plimbare, domne, să-și plece urechea la tine, să te audă pe tine, adică hai să fim cinstiți, chiar ne aude Dumnezeu pe noi, adică să opri Dumnezeu din toate activitățile lui ăsta care e așa de mare, da? că nu te primește în audiență câteodată o mare personalitate și Dumnezeu ăsta care e veșnic și așa de important, Chiar se oprește în dreptul tău și în dreptul meu? Nu te-o cercetat niciodată gândul acesta? Știți care este vestea bună de Crăciun? S-a născut Hristos ca să ne-l facă accesibil pe Dumnezeu. Zice Iosif, ascultă-mă, Maria Logotnica ta, nevastă ta, va naște un fiu, îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Și încă ceva, zice Matei, toate acestea s-au împlinit, toate acestea s-au consumat ca să se împlinească cuvântul Scripturilor, rostii de profetul Isaia. El va fi numit Emanuel. Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele. Emanuel, ce înseamnă Emanuel? Dumnezeu este cu noi. Și acum, când Dumnezeu este cu tine, în proximitatea ta, înseamnă că Dumnezeu este disponibil pentru tine. Nu există om important alături de care să-ți petreci timpul, să fie în proximitatea ta, să fie în preajma lui și să nu-și facă timp pentru tine. E absolut normal când cineva e lângă tine să-și facă timp de tine. Când Dumnezeu vine în proximitatea noastră și devine, Emanuel, Dumnezeu cu noi. Dumnezeu își face timp pentru fiecare dintre noi. Asta înseamnă că noi avem acces la Dumnezeu. Ba mai mult spune Scriptura că atunci când Iisus Hristos moare pe altarul crucii de la Calvar, de la Golgota, perdea din templu, dintre Sfânta Sfintelor, unde era chivotul lui Dumnezeu și locul sfânt se rupe. De ce? Ca să arate că fiecare om are acces în prezența lui Dumnezeu. Vestea bună de Crăciun este că Dumnezeu este accesibil. Noi ne-am avut 8 ani de zile copii ne au spus doctorii că nu o să avem niciodată copii, nici cu fertilizare în vitru. Orice am face, niciodată nu o să avem copii. Am crezut și, și soția mea că Dumnezeu va face o minune pentru noi și slăvit să fie Domnul că a făcut o minune pentru noi și ne dorui doi copii. Mări să fie Domnul. Se vindeți Domnul pe toți copiii din biserică și pe cei ce n-au să le dea Dumnezeu copii. Dar vă mărturisesc că în acești 8 ani de zile în care ne-am rugat, am postit, nu de puțin ori m-am gândit la lucrul acesta, văzând că trece timpul, Domnule. Oare chiar se apropie Dumnezeu și își pleacă urechea la rugăciunea ta? Oare chiar o să se întâmple ceva cu adevărat? Aveam momente în care credeam că așa va fi. Da, domnule, în mod sigur Dumnezeu va face o minune pentru mine, pentru soția mea. Și erau momente în care credeam că totul este în zadar. Aveam momente și trăiri din când în când în care aveam impresia că efectiv, mă rog și o vorba lui Tuția să te afli în treabă. Adică un fel de descărcare, cum zic cu unii psihologi, descărcare emoțională. Domne, ești așa de încărcat emoțional încât simți că tâmpești. Și atunci, ca să nu e rasna, stai de vorbă cu Domnul și spui ce ai tu pe inimă și te ușurește sufletește. Și am avut momente de felul acesta în care m-am gândit, chiar oare Dumnezeul acesta se va opri în dreptul meu? Adică, chiar este plauzibilă această abordare scripturală că Dumnezeu ascultă rugăciunea? Slăvit să fie Domnul că în general a prevalat credința și Dumnezeu dincolo de slăbiciunile noastre și lipsa noastră de credință. Dumnezeu lucrează mări să fie numele după bunătatea Lui. Dar nu de puține ori mi s-a întâmplat din când în când să am în mijlocul momentelor de intensitate spirituală să am câte o clipă în care să zic, oare chiar se va întâmpla lucrul acesta? Oare nu cumva am eu impresia și mi-nduc mi eu sentimentul acesta că Dumnezeu va face o minune pentru mine ca, nu știu, cumva să mă liniște, sufletește eu sau soția mea? Nici unul dintre noi nu suntem scutiți de astfel de momente. Când zicem, oare chiar este Dumnezeu accesibil? Oare chiar Dumnezeu mă ascultă pe mine să mă vindece? Oare chiar Dumnezeu este accesibil să-mi asculte rugăciunea, să-L mântuiască pe cel drag mie? Oare chiar Dumnezeu este accesibil să-mi dea pâinea de care am nevoie, să-mi dea profesie de care am nevoie, să-mi dea locul de muncă de care am nevoie? Oare chiar Dumnezeu este accesibil? accesibil? Păi te întreb, dacă oamenii importanți, cu bani, cu funcții, cu renume foarte mare pe plan mondial, nu sunt accesibili și parcă pe măsură ce omul urcă mai mult pe scara socială și financiară, este tot mai greu de accesat, zici, mă, da, păi Dumnezeu care este în vârful piramidei, s-a lăsat Dumnezeu accesat de mine? Adică pot eu să pătrund în prezența Lui? Pot eu să-L înduplec pe Dumnezeu? Răspunsul este da, Crăciunul ne aduce această veste bună, da, Dumnezeu este accesibil, pentru că Iisus Hristos a născut. Și Iisus Hristos se numește Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu noi și este gata, pentru că este lângă tine, este lângă mine să ne primească rugăciunile, să ne primească cerele, să ne împlinească nevoile, să ne aducă pace și bucurie. Poate n-ai pace și liniște la tine acasă, dar Isus Hristos este aici să-ți asculte rugăciunea, să aducă cer și rai în casa ta. Isus Hristos este aici să răspundă la nevoile tale, să răspundă la rugăciunile tale. De ce s-a născut Isus în al doilea rând? Pentru ca Dumnezeu să ne devină accesibil. Pentru ca Dumnezeu să ne devină accesibil. Repet, până la Hristos Dumnezeu nu era accesibil, decât unor oameni speciali. Repet, profeților, împăraților, anumitor preoți și judecătorilor din Israel. Dar odată ce Iisus Hristos a născut, îți este accesibil ție, îmi este accesibil mie. Asta înseamnă că oricând ne putem ruga lui Iisus. Ne putem ruga lui Iisus când suntem pe un pat de spital. Ne putem ruga lui Iisus când ne simțim cei mai păcătoși oameni din lumea aceasta. Interesant când omul se simte mizerabil de păcătos, are tendința să plece din prezența lui Dumnezeu, ca Adam și Eva, să se ascundă printre pomii din grădina vieții lui, după problemele lui, după urgențele lui, n-am timp să stau, Doamne, în fața ta. Dar e interesant când suntem cei mai păcătoși și ne simțim cei mai mizerabili din punct de vedere spiritual, atunci Isus Hristos vine lângă noi și este gata să ne primească. Când te simți cel mai păcătos, ai acces în prezența Lui. El este gata să te ierte, El este gata să te ridice. Când nu mai știi ce să faci, parcă totul se năruie în viața ta. Spune Scriptura, când se surpă temeliile, ce ar putea să facă cel neprihănit? Știi ce ar putea face cel neprihănit? Exact ce a făcut Iosif. Ce ai putea să spui despre Iosif, bărbat la 18-20 de ani, cu planuri frumoase de căsătorie, om care a trăit o viață frumoasă înainte al Dumnezeu? Nu e ce să-i din punct moral. O iubește foarte mult pe Maria. Și să afli tu că logotnica ta, tu te trudești, faci o căsuță după puterile tale. Și zici când e gata acasă, mă duc și o iau de nevastă și o duc și să fim o familie frumoasă, fericită. Planul de viitor. Unde te duci în luna de miere? Cum rezolvi cu atelierul de tâmplărie? Tot felul de planuri. Și dintr-o dată să spună maică ta că ea vede mai bine. Tu nu bași de seama că e o lecuță însărcenată? N-am văzut mamă, dar o să mă mai atent. Și când se uită, măi Marie, tu ești gravidă? Da, ziceți gravidă. Dar cine ar fi crezut așa ceva că Maria chiar este gravidă de la Duhul Sfânt? Adică era ceva ce depășea capacitatea de a înțelege. Este ceva suprarațional. Și cu toate acestea, Iosif este omul acela care se lasă înduplecat de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vine la el printr-un înger și spune, Iosive, nu-ți fie frică să o iei la tine pe Maria. Ascultă-mă, va veni Dumnezeu și va locui în casa ta. Cu alte cuvinte, Dumnezeu Dumnezeul adevărat, din Dumnezeu adevărat, vine Iosif și locuiește la tine acasă. Scriptura ne spune că la un moment dat, Vine doar mama lui Isus și frații Domnului și surorile lui după Isus. erau undeva să prece Evanghelia și ziceau toți, bă, ăsta și-a ieșit din minți, odată o, dat, o dată în nebunie. Și Iosif nu este nicăieri. Și de asta spun teologii, se pare că Iosif a murit. A murit între timp, nu știm exact din ce cauză, l au fi omorât romanii, s-o fi îmbolnăvit. Cert este faptul că Iosif nu mai apare după acea etapă. doar în preajma nașterii lui Hristos. Însă, ceea ce e frumos este că Iosif cu Maria îl primesc pe Dumnezeu la ei acasă. Ce se întâmplă când îl primești pe Isus la tine acasă, când îl primești pe Dumnezeu? la tine acasă. Știi ce se întâmplă? Totul se schimbă. Poate te ceri mult cu nevastă ta, cu bărbatul tău. Când vine Isus la tine acasă, vine Dumnezeu, aduce pace și liniște. Poate nu ai pace și liniște cu pruncii tăi, cu socrite, cu părinții tăi. Când vine Isus, se schimbă lucrurile. Vă aduceți aminte, când a venit chivotul lui Dumnezeu în casa lui Obete Dom, zice Scriptura că Dumnezeu a binecuvântat casa lui Obete Dom. Și toată lumea a văzut binecuvântarea Domnului din pricina chivotului lui Dumnezeu. Știți care a fost și motivul pe lângă chivotul lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu binecuvântează omul când omul vrea să fie binecuvântat. Când omul se deschide, zice, unde eu sunt chemat ca domn și întitor, voi veni și voi da binecuvântarea mea. Cum s-a purtat obete domn cu nevastă sa? Cum s-a purtat nevastă sa cu el, cu prunci, cu părinții? Ce relații au avut cu ceilalți? Când vine Dumnezeu la tine acasă, relațiile se schimbă, starea se schimbă, Totul se schimbă și Dumnezeu devine accesibil. Ce poate fi mai frumos decât în momentele dificile să-ți fie Dumnezeu accesibil? Când simți că nu mai știi ce să faci cu pruncul tău sau cu fică ta, că au temperatură foarte mare sau, Doamne, păzește, ai impresia că totul se înărăște în viața lor, că ești pe punctul de a-i pierde. Să știi că ai un Dumnezeu care te ascultă când te rogi. Atunci ai nevoie de un Dumnezeu accesibil. Să știi că, nu știu, parcă ești pe punctul de a de mințile într-o situație delicată sau nu mai ai sens existențial. Parcă nu merg lucrurile, domne, în viața ta. Pe ce pui tu mâna, parcă toate se dau peste cap. Nu merge treaba, domne. Profesional vorbim, relațional, nu merge treaba. Și să ai un Dumnezeu accesibil, care să te rogi și să-ți vină în ajutor. Ce poate fi mai fantastic? Ei, Iisus Hristos se numește Emanuel, Dumnezeu cu noi, pentru că El devine accesibil. De ce s-a născut Iisus? Ca să ne elibereze din robia păcatului. Ca Dumnezeu să ne devină accesibil. Și încă un lucru foarte important. Pentru ca să dărâme zidurile ce ne despart. Pentru ca să dărâme zidurile ce ne despart. În timp ce meditam la acest lucru, mi-am adus aminte de o experiență de la școală pe care am avut-o la un moment dat. Un coleg o deranjat-o pe o colegă de bancă. Și fata aceasta și-a luat caietele, și-a luat cărțile și le-a pus între ea și colegul ei de bancă. Cu alte cuvinte să ne despartă cărțile și caietele. Nu vreau să am de-a face cu tine. Și am stat și m-am gândit că trec ani peste noi, nu mai punem cărțile și caietele între noi, că acum totuși am devenit oameni mari, oameni adulți, maturi, dar punem între noi tot felul de bariere. O barieră poate să fie educația. Bă, ăsta e mai educat ca mine sau eu sunt mai educat decât el. Și atunci, cumva, lucrurile nu funcționează bine. O altă barieră poate să fie, poate să fie banii. Adică ăsta e prea bogat. Ce să caut eu cu oamenii bogați? Sau ăsta e prea sărac. Bă, nu mă însoțesc eu cu oamenii săraci, îi privesc cu dispreț. O altă barieră poate să fie profesia. Mai am o profesie extraordinară. Ce să-i bag eu în pe nu știu cine? Sau să zici, auzi, eu nu știu cine în lumea asta. Ce să stau eu de vorbă cu nu știu cine care au nu știu ce funcții? Tot felul de bariere. Bariere de vârstă. Ce să vorbească un prunc tânăr cu un om în vârstă? Ce să vorbească un om în vârstă cu un tânăr? Nenumărate bariere. O altă barieră, mă, pocăiți ca noi, oameni sfinți, oameni prigăniți, nu mai ies așa ceva pe pământ. Noi suntem deținători adevărului. Ăștia sunt niște păcătoși din calea afară. Sau invers. Mă, eu un păcătos de numai, numai păcătoasă, dar așa sunt toți niște sfinți de numai, numai. Tot felul de bariere. Hristos a venit în lumea noastră să dea la o parte barierele ce ne despart. Textul biblic spune, numele lui va fi Emanuel. Știți ce înseamnă Emanuel? Uitați-vă cu atenție ce înseamnă Emanuel. Nu Dumnezeu este cu mine? Ați băgat de seamă? Dumnezeu este cu noi. Exact ca Tatăl nostru. Nu întâmplător se afirmă lucrurile acestea? Dumnezeu este cu noi? Și apoi rugăciunea Tatăl nostru? Nu întâmplător. Și asta vrea să ne arate nouă că noi suntem o familie, suntem familia lui Dumnezeu. Și nu trebuie să punem între noi nici în familie noastre, nici în biserică, nici în societate diferite bariere, ci să fim oameni aceia care să dărâmăm toate zilele care ne despart. Nu pune accent pe faptul că unul are bani sau nu are bani, Toți sunt importanțe în ochii lui Dumnezeu. Nu pune accent pe unul care are educație sau nu are educație. Toți sunt importanți în ochii lui Dumnezeu. Că tu ți alegi anumiți prieteni, asta e dreptul tău. Dar în biserică toată lumea este chemată să fie frate și soră. Toată lumea trebuie să aibă relații bune, toată lumea trebuie să se respecte în biserică. Iar în viața ta privată e treaba ta cu cine ești prieten apropiat. Asta ține de alegerea ta, de felul tău de a fi. Dar în biserică toată lumea trebuie să fie în relații frumoase. Este greșit, de exemplu, dacă tu te înțelegi mai bine cu cineva, numai acolo să vorbești la adunare și pe ceilalți să nu-i bagi în seamă, nu. Când se termină adunarea și înainte de adunare, apropo, vă încurajez să veniți mai din timp la adunare. Doamne, ajută-ne la aceasta. De exemplu, să vii cu 10-15 minute mai repede la adunare și înainte să înceapă slujba, să mai stai de vorbă cu unul cu altul. Nu indiferent că e mai tânăr, că e mai în vârstă, indiferent. Măi, ce faci, cum ești, pentru ce aș putea să mă rog pentru tine? Care mai este viața ta? Cu ce te confrunți în momentele acestea? Ce te bucură? E așa de important lucrul acesta. Apoi, când se termină slujba, să nu stai de vorbă numai care te înțelegi tu foarte bine, să stai de vorbă cu toți. Pentru că în biserică toți suntem frați și surori și trebuie să avem relații bune. În familie să nu fie niciun zid. Una dintre cele mai formidabile întâmplări pe care am știut-o vreodată este a lui Tolstoi. Tolstoi este un scriitor fantastic și una dintre întâmplările lui este despre un bunic care a ajuns să fie ținut de fiusul și de Norusa. Și la un moment dat spune Tolstoi că în timp ce bunicul acesta venea acasă la fiusul și venea acasă la Norusa ca să aibă grijă de el, el era foarte slab, era foarte obosit și nu prea putea să țină cana cu lapte. Când ținea cana cu lapte în mână, scăpa, îi tremurau mâinile, scăpa laptele pe masă, îi murdărea pe acolo la noră masa, ea făcea câte o criză de nervi. După aceea, când dădea să mănânce, iară scăpa laptele pe jos, la un moment dat scăpa scăpat paharul și l-o spart și se supra foarte tare și nora și pruncul său. Niște tacâmuri foarte frumoase și pe ale le scăpa pe acolo, pe masă, pe jos o farfurie frumoasă, mă, cum o, i-o dat farfuria frumoasă să mănânce din ea, ce să vezi? Scapă cuțitul și far, uh, forfeca. și furculița și uh, lingura scapă și sparge farfuria respectivă și se supără foarte tare. Băi, dai bă veselă frumoasă de porțelan. Bătrânul ăsta obosit, uite, îmi sparge, domnule, îmi sparge, zice Nora, îmi sparge paharele, îmi sparge farfuria, le scapă pe toate pe jos, eu m-am făcut curat, uite ce-mi face bătrânul acesta. Și se enervează foarte tare. Și spune la bărbatul să știi că mie nu-mi place de taică tu. Dar nici mie nu-mi place. Dacă așa continuă taică nu mai poți să stea cu noi la masă, nu poți să mănânce cu noi la masă. Cum să mănânce? Că uite, laptele tot timpul varsă pe masă, ne sparge paharele, ne sparge farfurile. Eu zic că trebuie să-l punem undeva să mănânce în altă parte. Unde să-l punem, dragă? El, soldat fidel și ascultător, zice, unde e vrei tu acolo, pune dragă? Și zice, uite, după sobă, după cuptorul îl punem pe tot acolo. Să nu-l vedem, bietul, când tă scapă pe acolo mâncarea, că ne strică pe aici lucruri prin casă. Și îl pun să stea el, bietul, să mănânce după sobă, după cuptor. Dar la un moment dat, iară, scapă o farfurie și zice Nora, știi ceva, dragă, ce dragă? Eu nu am chef să-mi spargă toate farfurile, am mai discutat. Hai să-i facem, zice ceva, nu știu, din lemn, așa, un fel de farfurie din lemn, să mănânce din ea, mă, dacă o scapă asta este, nu se sparge. Niște pahare tot așa din lemn, zice, o furculiță, cum a fi, un cuțit, o lingură, să nu ne tăspargă spargă pe aici lucruri prin casă. Și așa și făcut. l după pus după cuptor, bătrânul stăteau la măsuță improvizată, mânca dintr-o farfurie de lemn, ei mâncau din farfurie de porțelan la masă, erau bucuroși, tata, nevasta și băiatul la masă, iar bătrânul, bunicul, stătea după sobă, stătea bietul acolo de unul singur. Se uita la ei și-au dat spune Tolstoi în colții ochilor mijau lacrimile și începeau să-i curgă lacrimile pe obraj, dar se întorcea după aceea înapoi la mâncarea lui. Băiețelul se uita când la bunic plângând, când la tată, când la mamă, și apoi continua să mănânce. Mișa era feblețea lui taică și a lui maică -sa. Și într-o seară, în timp ce stătea, stăteau toți în casă, bunicul după sobă să-și aștepte și el mâncarea, undeva singur deoparte, necăjit și plouat, cu lacrimi în ochi, tata la masă frumos ca un împărat în țara lui Israel, mama la bucătărie făcând mâncare, pregătim mâncarea, Mișa se juca acolo frumos pe covoraș și făcea ceva, lucra ceva în lemn taică sunt foarte atent cu el, foarte afectiv cu feciorul lui, spune, dragul meu, Mișa, ce faci tu aici? Tată, tată, zice, dă pace ca multă treabă. Dar ce treabă ai, Mișa? Tată zice, îți fac și ție și lui mama o farfurie din lemn. Că atunci când o să îmbătrâniți voi, o să vă pun și eu după sobă, zice, după cuptor, și să nu-mi și mie și la nevasta mea toate farfurile. În momentul acela, spune Elef Tolstoi, s-a coborât Duhul Sfânt peste cei doi. Dumnezeu a mustrat prin conștiința lor, are o imagine fantastică, zice, obrajele s-au îmbujorat ca și sângele vărsat pe crucea Golgotei. S-au uitat unul la celălalt și au realizat mare greșeală pe care au făcut-o. S-au dus la bătrân care stătea după cuptor la măsuța lui cu farfuria de lemn în față și spun, tată, iartă-ne! L-au poftit cu el la masă și spune Lev din momentul acela până a plecat bătrânul în veșnicie, a fost nelipsit de la masa lor. Și de fiecare dată stăteau la masă bucuroși, plini de bucurie, un tată, o mamă, un nepot și un bunic. Atâtea ziduri în familiile noastre, prejudecăți, păreri, atâtea ziduri în adunare, atâtea ziduri în societate. A venit Hristos să le surpe pe toate, să ne facă pe toți una, să avem rai și cer la noi acasă, să avem relații frumoase, soțul și soția, cu părinții, cu socrii, cu nații, cu natele, să ne înțelegem toți bine, să avem armonie la noi acasă, să ne înțelegem bine cu pruncii noștri, să ne înțelegem bine cu cei din adunare, să fim oameni de onoare la serviciu, să fim oameni de bine oriunde suntem și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Să fim oameni buni, Dumnezeu să ne ajute la acest lucru. Iubiții mei, de ce s-a născut Isus? Ți-ai pus oare vreodată întrebarea de ce s-a născut Isus? Domnul Iisus Hristos a născut ca să ne libereze din robia păcatului. El se va numi Iisus pentru că va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Cea mai importantă chestiune pe care o aduce Hristos în lume este iertarea păcatelor. Și Iisus Hristos a venit în lumea noastră să ne ierte păcatele, să ne ierte starea de vinovăție, să nu mai fim tributari păcatelor noastre. Și încă un lucru, să fim liberi de toate dependențele și când mai vine câte o dependență să-ți bată la ușa inimii, să spui, eu sunt mai mult decât biruitor, eu pot să te biruiesc în nume Iisus Hristos. Și în urma întâlnirii cu Iisus, nicio dependență să mai pună stăpânire pe noi, ci Hristos să troneze în viața noastră. Iisus Hristos a născut ca să ne-l facă accesibil pe Dumnezeu. Poate n-ai acces la anumiți oameni importanți la care vrea să ai acces. Sunt prea importanți pentru tine sau pentru mine, dar ascultă-mă, vestea bună a Crăciunului că acest Dumnezeu, a toate creator, a toate țiitor, Dumnezeul acesta suveran este accesibil, ție și mie, s-a făcut accesibil pentru fiecare dintre noi. Înseamnă că ale noastre cântări ajung în prezența Lui, înseamnă că rugăciunile noastre ajung până la tronul Lui de slavă, slăvi să fie numele, înseamnă că El este gata să vină să locuiască la tine acasă. Numele Lui este Emanuel, adică Dumnezeu cu tine. El l-a primit pe Isus, Iosif și Maria, n-au primit pe oricine ce a venit Dumnezeu la ei acasă. Pe bună dreptate, Maria este numită născătoare de Dumnezeu. Dar ce frumoasă este familia lui Iosif și a Mariei, pentru că ei sunt familia aceea care îl primesc pe Dumnezeu la ei acasă. N-ai vrea această zi de sărbătoare să-L primești pe Iisus la tine acasă? Totul se va schimba în casa ta, totul se va schimba în viața ta. Viața ta va fi cu adevărat frumoasă. Și încă un lucru foarte important. Când vine Isus, în lumea noastră, El vine ca să surpe, să dărâme zidul ce ne despart, să avem relații frumoase în familie, relații frumoase cu toți cei din familie noastră, relații frumoase la biserică, relații frumoase în societate. Hristos a venit să surpe zidul ce ne despart. Mă rog Dumnezeu să se atingă de fiecare dintre noi. Iisus Hristos a născut ca Dumnezeu să te libereze de robia păcatului. Iisus Hristos a născut ca Dumnezeu să-ți devină accesibil. Iisus Hristos a născut ca să poți să surpi zidurile dintre tine și cel de lângă tine, pe care nu îl place sau nu te place. Să avem relații fantastice cu toți cei din jurul nostru. De asta s-a născut Isus. Mă rog în această dimineață, dacă este aici cineva, în a cărui inimă Iisus Hristos nu s-a născut încă, să facă din inima Lui o ieslea Betleemului, să se nască Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în acea inimă. Dacă este cineva care s-a îndepărtat de El, fie dimineața aceasta, dimineața în care să-L facă pe Iisus Domnul și Mântuitorul Lui și să ardă din nou pentru Iisus. Dacă este vreo familie care nu are pace și liniște la ea acasă, să-L ducă pe Domnul la ea acasă și totul se va schimba. Unde vine Iisus? Coboară Emanuel. Dumnezeu cu noi și totul se schimbă. Relații frumoase, pace, bucurie. Ce poate fi mai extraordinar decât că s-a născut Dumnezeu, să nu mai stea departe în glorie în ceruri, ci să vină la tine, să intre în casa ta, în familia ta, mai mult, să intre și în inima ta. Spunea la un moment dat un scriitor, oamenii nu au pace pentru că nu au pace unii cu ceilalți. Nu au pace unii cu ceilalți pentru că nu au pace în familie, spunea Solzhenitsyn. Nu au pace în familie pentru că nu au pace cu ei înșiși. Și nu au pace cu ei înșiși sau cu ele însele pentru că nu au pace cu Dumnezeu. Când au venit îngerii la păstori, le-au spus printre altele, nu vă temeți, vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie și le vestește vestea păcii. Veți avea pace. Vă invit să vă ridicați în picioare și aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Și aș vrea să-i mulțumim că s-a născut pentru noi. Și mai mult să spunem Doamne, dacă mai sunt vicii și păcate care ne robesc, te rugăm să ne liberezi în această zi. Dacă vreuna dintre noi se pare că tu nu ești accesibil, te rog în această zi, prin Duhul Tău cel Sfânt, cercetează-ne și convinge-ne Tu însuți, Doamne, pe fiecare dintre noi, că ești accesibil, ești cu noi, ești gata să ne primești cântarea, să ne asculți rugăciunea, să intervii în urma rugăciunii. Dacă sunt ziduri între noi, Doamne, te rugăm să le dărâm Tu. Și dă-ne putere, chiar în aceste clipe, chiar în aceste momente, să ne aducem aminte care sunt zidurile din viața noastră, să le identificăm și apoi să le dărâmăm. Ca relațiile dintre noi să fie frumoase în căsnicie, în familia lărgită, în biserică, în societate și Dumnezeu va schimba totul. Iisus Hristos a născut, El este Mântuitorul nostru, El este Dumnezeu cu noi, Emanuel. A lui să fie toată gloria și cinstea, mări să-i fie numele. Haideți să plecăm fețele și să ne rugăm.